să l-am de biscuit. Mie îmi place la nebunie să-mi fac. Cabanoș. O să le pun pe toate în sticla asta. Uite! Te rog! Și avem aici o secțiune. Bine ați revenit la Vlogmas cu numărul 9. Astăzi suntem în 9. Este 10 ceasul. Mă duc la bancă, bineînțeles. O altă zi, un alt mers la bancă. Pentru că România și pentru că multe hârțoage. Da. Da, asta voiam să vă zic. Mă uit acum la e-mail să văd dacă se uită la geam, dar nu se uită nimeni. Să sperăm că o să ne auzim puțin mai târziu. Și voiam să vă spun că țin camera un pic așa mai jos pentru că nu-mi place deloc să filmez în public, dar deloc, nu mă simt deloc confortabil să fac asta. Da, uneori, ca să încep un vlog frumos, trebuie să stai de vorbă. Trebuie să stau de vorbă cu voi ca să fie așa frumos. Adică, da, vedeți, de asta mă uit în stânga și în dreapta să văd dacă sunt urmărită. Astăzi ne pregătim pentru somn. Ne pregătim pentru somn? Da, ca să dormim. Bine. Când mi-a somn. L-am adormit pe Noa. Am ajuns acasă de ceva timp. Este 12 fără 7 minute. L-am adormit pe Noa. Am venit în camera fetei. Îi pun povești fetei și vreau și eu să mă odihnesc pentru că seară am dormit 3 ore 50 și vreau să fac și eu ceva astăzi în casă, nu doar să stau. Nu mă simt în stare să fac nimic. Stai un pic. O cenușărie asta sau ce vrei? Vreau să vă... Vreau să aiet... Uite cum... Uite să vreau. Asta voiam să vă zicem. Vreau leul. Ăla cu leul. Leul? Nu te urca în capul meu. Ok. După ce ne trezim, mergem la bucătărie și facem noi ceva. Leul și șoriceulul? Nu, leul și șoriceulul ăla. Ăsta. L-ai dat la cacă, ca e papă. Înțeles. Vrei să vorbești cu vlog un pic? Nu. Bine, haideți că noi ne punem la somn. Profităm cât timp doarme nouă ca să putem și noi să... Uite! Ca să pot și eu să mă odihnesc și ne auzim după aceea. Stăm la povești și vedem exact ce facem. Trebuie să vă arăt și salamul de biscuit, cum îl decorez, cum îl ornez eu. V-am pupat. Ne vedem puțin mai târziu. Ok, am aici 100 de ml de smântână frișcă, lichidă și am pus 120 de grame de ciocolată. Voi pune totul pe foc, aștept să se topească ciocolata și rezultă ganașul de ciocolată. Ce? Să punem ganașul pe salam. Da? Parizer. Parizer. Uite, te uiți la mami, da? Uite. Salam Victoria. Face? Da.
Are o tonă de ciocolat și ai mai pus două. Nu are nici măcar o tonă. Are doar 50 grame de cacao. Nu mai fi cârcotel. 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 Da. Nu înțeleg. Acum ceaie. Stai copașica aici la mami? Bine. Trebuie să deschizi nouă. Ce nouă? Nouă. Nouă? Uite. Te ajută surioara ta, vezi? Ce surioară bună ai? Adu-mi un pic șoseta lui Ioana din bucătărie. Ia un set, piure, mami, uite, ai piure. Hai să vedem dacă îți place. Haide. Uite, că asta trebuie să-ți placă. Hai să deschidem și. Nu te mai tin strâmbat. Ia să vedem ce ai acolo de dușa. Îmi place foarte tare. O să-ți placă foarte tare? Da. Gracias, mi amor. Ce? Nimic, nimic? Nu. Te rog. Facem de să vadă. Prego, te rog. Ce? O plecat cu hârtie cu tot. Mai studiază. Îți place? Ua! Uata cu picate. Ua! Trebuie să lipim, uite. Sunt astea, vezi? Pătrățelele astea cu sclipici și noi trebuie să lipim aici, pac, 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 ca aici, în poză. Nouă. Nouă. Uite aici. Nouă. Oh, un tren. Un ien. Tren. Ciu. Și acum a tău. Moș Crăciun? Da. Stai. Fericire, tu. Uite, aici e cartonul. Să vedem. Da? Și tu, la măsuță, trebuie să faci tu la măsuță, da? Hai că mami ți-a arătat aici odată și după aia mergi tu la măsuță. Vino să-ți arăt aici. Le desfaci una câte una, vezi? Și te trebuie să le lipești aici unde are forma pentru lipit, vezi? N-am mai vorbit de mult cu voi. L-am adus aici pe noua. Doamne, și pe masa aia. Doamne, și pe masa aia. Am pus niște cartofi la fiert pentru o salată orientală, iar salată orientală, dar pentru că este vineri, nu mâncăm carne, barem astăzi să ținem post, uitați un pic aici, numai post nu e asta. Somon la cuptor, noi v-am spus că suntem catolici și vreau să tai împreună cu voi salamul, l-ați văzut, ieri am tăiat 3 feliuțe și astăzi am pus și gănașul de ciocolată. Imediat vă arăt ce și cum, voiam doar să stau puțin de vorbă cu voi, să vă zic că m-am odihnit. Am dormit, m-am odihnit, Jesus, nici nu știu cum să stau, că peste tot, de toate, pentru toți. Și aștept să vină Răzvan, să fac salata, ne punem și noi să mâncăm și nu știu dacă mai stăm după aceea la povești. Haideți să vă arăt salamul meu de biscuiți, care soțul spune că e parizer, nu că e salam. Așa arată salamul meu de biscuiți, parizerul meu de biscuiți, pentru că e mare. În interior așa arată, ați văzut de-aseară, l-am ornat frumos, așa, frumos. I-am pus ganașul acesta de ciocolată pentru că, dacă mă știți, știți foarte bine că mie îmi place să duc totul la extrem când vine vorba de mâncare și am dus acest salam de biscuiți la un alt nivel, măi! Doi, ce drumul, măi, că este nebun, că plea, bea! Asta aveam să vă zic, haideți să-l tăiem împreună. Și să vă arăt exact o feliuță cum se prezintă. Ăsta e frumușelul și îl voi tăia. Și avem aici o secțiune plină de ciocolată și biscuiți și rahat și nucă și numai
Doamne, abia aștept să vină ianuarie, să începem frumos cu o curățenie, o detoxifiere. Abia aștept să vină ianuarie, să nu mai consumăm așa ceva. Da, e de Doamne fere. Salamul ăsta este de Doamne fere. Vine ian. Foarte bun. Aleluia. Foarte bun. Vă recomand așa ceva. Avem salată orientală. V-am zis zilele trecute cum o fac. Am făcut somon la cuptor și acolo separat ceapă ca să... Fiecare să-și pună ceapă, că Tiara nu mănâncă și trebuie să mulțumim toate gusturile. Da. Am pregătit aici pentru o prietenă salam de biscuiți. Mie îmi place la nebunie să împart dulciurile pe care le fac, mai ales în decembrie. E... Încă nu știu, imediat mă duc la ea. Și aici este pentru o doamnă de aici din bloc. Mă duc și ei să-i dau o porție. Da, o doamnă, o bătrânică, o bunicuță. Doamna Șmatoc. Gata, le pun folie. Voiam să vi le arăt așa. Ce frumoase sunt, doamne, ce gustoase. I-am mâncat în două felii până acum și nu te sate. Nu ne-am mai văzut la față de foarte mult timp și n-am mai vorbit cu voi de foarte mult timp. N-am mai filmat. Sâmbătă. Nu va intra vlog. Nu va intra vlog pentru că am simțit nevoia să iau o pauză și m-am reapucat de marea mea iubire. Stai să mă gândesc dacă să vă arăt sau nu. M-am apucat de serialul Harry and Meghan. Eu iubesc pe ăștia doi. Nu știu ce părere aveți voi. Dintotdeauna mi-au plăcut pentru că sunt mult mai umani, mult mai reali decât Kate și William. Nu știu, m-a captivat. Sunt trei episoade. Parcă trei episoade am văzut că sunt. Și sunt la al doilea episod. Haideți că ne auzim mâine de acum. V-am pupat. Bună, 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 bună. Astăzi este sâmbătă. Cred că este vreo 10:30. Nu v-am luat cu bine ați venit la Vlogmas cu numărul. Cred că suntem în 10 astăzi. Pentru că o să fie numărul 9 și numărul 10 împreună. Astăzi fiind sâmbătă nu voi posta nimic. Pur și simplu. Am simțit nevoia să iau o pauză. Vreau să fie o plăcere pentru mine luna asta. Nu să fie presiunea. Că oricum e o presiune. Nu știu cum să stau ca să mă vedeți. Presiunea de a posta. Dar de acum încolo voi posta când voi simți. Dacă nu voi, dacă nu voi simți să postez într-o zi, nu voi posta. Și dacă voi simți să fac două zile într-una, asta am să fac. N-are niciun rost, sincer. Stați că mă sună o prietenă și revin. Am o stare foarte nașpa și haideți să facem ceva cu starea mea ca să ies din starea asta. Fac o curățenie generală, generală, generală. Ștergem oglinzi, geamuri. Ne apucăm să facem ordine pentru sărbători. Pentru că nu stau să fac o curățenie generală atunci. Atunci o să fac așa o curățenie, dar să șterg toate, să umblu peste tot, le fac așa din timp. Astăzi suntem în 10. Până pe 20, să zic așa, într-o zi mă ocup de dormitor, într-o zi de baie, într-o zi de scotocim peste tot. Astăzi începem din dormitor, începem din peretele ăsta și mergem încolo. Așa, ușor, ușor. Să vedem cât reușim să facem. Haideți să ieșim din stare. Am o stare, v-am zis, am o stare de tot rahatul, dar vreau să fac ceva productiv ca să mă simt bine la finalul zilei. Folosesc șervețele din acestea de la W5. O cârpă specială pentru oglinzi este luată de la Lidl, așa arată, și mai folosesc soluția aceasta de la Sano. Haideți să ne apucăm de treabă. Mai tare, mami! Bac! Așa. Bac!
Gata, suficient, că te-i... Și acum du-te și te clătește pe mine, da? Să ai mai soluții. Și după aia vii să mă ajut să șterg. Repede, repede, hai. Mulțumesc! Te ajut! Mulțumesc! Mai să-l adăm pe noua, da? Bine? Da. Dar de ce pui mâna pe oglindă dacă am șters-o? Da, vreau să pun mâna. Dar nu mai pune, te rog frumos, că se murdărește. Te rog frumos, nu mai pune mâna. Am terminat de șters oglinda aia mare, mare din dormitor pentru că am un băiețel de 9 luni, aproape 10 luni și pentru că are program de somn și el doarme tot timpul în dormitor, nu vreau să-i schimb locul pentru că fac eu curățenie. De asta niciodată nu reușesc să termin într-o zi toată curățenia din cauza programului băiatului. O să mă apuc de baie, l-am trimis pe soț să-mi ia oțet pentru că vreau să fac o soluție făcută în casă pentru baterii, calcar și toate minunile și facem o curățenie generală în baie acum. Dar l-aștept pe Răzvan să vină de la Lidl. Vă ziceam că am o stare nașpă pentru că era în plan să mă întâlnesc cu cineva și din cauza programului dragului meu soț nu mai pot. Și am avut o stare... Am o stare așa de... aiurea din cauza asta, din cauza faptului că deja aveam planul în cap, deja eram super entuziasmată pentru ziua de mâine, parcă știam cum o să decurgă și bam, te lovește viața. Și viața zice că da, stai că nu e așa cum vrei tu. În fine, sper să concretizăm ideea asta. Dar așa de nașpa lui când îți pui în plan ceva și super entuziasmat și se anulează tot. Da. În fine, nu mai vreau să mă gândesc la asta. Hei, mami! Da. Ce vreau să fac? Mami. Stați că vrea să vă salute. O, bănică, spune! Bună dimineața! Bună dimineața! Stai. Mami, de ce ai dat piar lung? Ca să poată vlogul să mă vadă. Bine. Haideți să facem curățenie în baie. Haide. Te iubesc. Hai să facem curățenie în baie. Tu stai aici, colorezi și faci treburi de oameni mici. Eu fac treburi de oameni mari. În baie nu ai voie să faci curățenie cu mami pentru că mami umblă cu soluții și miros foarte tare și sunt toxice. Și tu trebuie să stai aici, să te joci, să colorezi, să te joci cu puzzle-ul și să faci tu activități, da? Nu. Păi să facă videos. Cu astea de sunt toate pe jos. Haideți, la treabă. Să vedem ce a luat aici. Pâinicile astea frumoase, croasante cu caise, că lui îi plac, o franzelă din asta, crembruști de porc, pune-le pe masă, te rog, ce-a luat? Un salam bio, ce-a mai luat? Un salam bio. O brânză Gouda. O brânză Gouda. 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 Ce sunt ăștia? Biscuiței. Ce sunt pe ea? Cambridge. Cabanoși. Cabanoși. Ce e acesta? Un iaurt. Pune pe masă. Nu, un cafe. Un iaurt. Un iaurt. Un iaurt cu căpțuni. Încă un iaurt cu căpțuni. Un cuzmeu, ia scuze. Și un iaurt cu casmon și din ăsta. Bine, și ăsta ce-i? Castavet, că nu mai aveam în casă. Nu mai aveam în casă, nu? Da. Ăsta este un mușchi file. Un mușchi file, adică pe masă. Pune-l pe masă, tati, te rog. Pune pe masă. Hai. Și aceasta este prosciutto cotto. Da, prosciutto cotto. Prosciutto cotto. Da. Da, da. Și atât. Și atât? Atât. Haideți că vă arăt soluția pe care o pregătesc eu în casă. O să avem nevoie de oțet. Eu am să folosesc din acesta de mere. L-am trimis pe soț după oțet și el a uitat fix oțetul să-l ia. Bicarbonat de sodiu. Am să folosesc o linguriță.
praf de copt, am să folosesc la fel o linguriță și amoniu pentru prăjituri, o linguriță. O să le pun pe toate în sticla asta cu pulverizator și să aveți mare grijă pentru că o să iasă așa o mare spumă. Le-am pus pe toate alea acolo și acum voi pune foarte puțin oțet și aștept să-și fac acolo. Și pe aia mai completez cu puțin, mai completez cu puțin. Așa arată soluția mea. Prepararea ei mi-a luat cam 5 minute pentru că am pus puțin câte puțin ca să nu dea totul pe afară, să pierd toată bunătatea. Să știți că nu trebuie închis complet ca să îi lase spațiul dioxidului de carbon să iasă. Haideți că îmi folosesc soluția asta minune pentru baie imediat. Am venit frumos în baie și vreau să mă apuc să fac ordine pentru că am dormit și eu 2 ore lângă Noa. M-am trezit cu un chef mai mare de viață și cu un chef mai mare să fac treabă. Așa că haideți să facem ceva din ziua asta care n-a fost tocmai strălucită. Are o culoare foarte ciudată pentru că a fost oțetul din mere. Dar da, haideți să ne apucăm de treabă. Avem cada pe care vreau să o spăl. Vreau să spăl toți pereții, să-i șterg. Vreau să spăl tot. Să șterg pereții. Chiuveta aceasta e impecabilă. Aleluia! Chestii trebuie să o cotele. Haideți să ne apucăm de treabă. Am să folosesc bureții aceștia de la IKEA. V-am arătat zilele trecute. Așa arată. Am să-i folosesc pe aceștia. Vă arăt bateria mea de la Cuvedo înainte și o să vă arăt și după aceeași situație și aici. Cu o racletă de genul ăsta am să elimin surplusul în felul ăsta. Sper să se vadă. Iese în urmă impecabil, să știți. Iese impecabil! Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories.
Ok, voiam doar să vă arăt baia, că am terminat. Și este impecabilă, imaculată, mai este acolo înălțătorul. Este peste tot ordine și frumusețe. Da, și eu sunt tare mândră de mine. Mai am niște șlap acolo. Eu sunt tare, tare mândră de mine. Este super ordine. Să vă arăt bateriile cât de faine sunt. Mai ales aia. O să vă pun înainte și după. Uitați un pic cum arăta acum și cum arăta înainte. Este diferență de la cer la pământ. Ca să fiu sinceră, nu s-a dus numai cu soluția mea. Am folosit și altă soluție, vă arăt imediat. Am folosit soluția aceasta făcută de mine, ați văzut deja, și am folosit soluția asta de la AS pentru bateria aceea. Este foarte bun produsul ăsta. Până să fac colaborarea cu ei, nu știam de acest produs, dar sinceră să fiu, este incredibil de bun. Pentru bateria asta eu am folosit soluția mea și arată cam așa. Iar pentru acea baterie am folosit și soluția mea, am pulverizat de vreo 2 sau 3 ori, s-a dus, să zic, un pic și grosul a fost luat cu această soluție. Asta voiam să vă spun și gata. Baia mea este imaculată și pe jos. Ok, pa, pa, baie! Aici am pregătit pentru copii. Am făcut niște orzo cu somonul de ieri și cu cremă de brânză. Pur și simplu am fiert orzo, o să vă zic imediat ce pățani am pățit cu orzo. Somonul de ieri și o lingură de cremă de brânză. Asta e mâncarea copiilor. Arată foarte bine și e foarte gustoasă. N-am mai făcut niciodată așa ceva, dar am improvizat, nu? Haideți că v-am pus aici să stau puțin de vorbă cu voi, că am lumină din față. Asta e cel mai bun spot. Este cel mai bun unghi din bucătărie aici, unde este lumina asta din față. Ce voiam să vă spun? Nu știu cum pățiți voi, dar având mintea în 7000 de locuri, se întâmplă să uit chestii pe aragaz. Eu care nu eram niciodată așa, acum sunt. Și vreau să vă zic că în ultima lună, cred că am ars paste, orez, alte paste, alt orez. Continuu art lucruri. Când pun să fac pentru copii o porție mică, uit pe aragaz ce pun, orezul, de exemplu, mă iau cu alte treburi. De exemplu, astăzi m-am pregătit așa, i-am zis, hai să fac niște orzo. Ați văzut deja, orzo cu somon și cremă de brânză, orzo, pastele alea mici în formă de orez. Am pus frumos la fiert pastele și am zis, hai să mă duc să selectez hainele pentru o mașină, să pun o mașină de haine la spălat. Așa am făcut. Și când am intrat în bucătărie, bineînțeles că mirosea fum. Avantajul meu că am cumpărat soluția asta anume pentru, stați că vă zic imediat care. Cred că a luat-o soțul și a dus-o în balcon, că nu știu unde-i. Este soluția aia cu sodă caustică de la Sanu Forte Plus. Sanu Forte Plus de la Sanu? Nu mai știu. Mă rog, un produs de la Sanu oricum și este foarte, foarte bun. În cuptor am pus niște pulpe. Dacă vor și să mănânce cărniță, bine, numai că nu prea vreau eu să le mai dau carne din asta care conține antibiotice. Oricum, intenționez de anul viitor să schimb drastic tot. O să vă povestesc eu la începutul anului ce planuri am, dar nu se mai poate, gata. Vreau să schimb tot, tot, de la zero o luăm. Începem în forță anul viitor, sper. Fără multe chestii, o să vă povestesc eu când ne apropiem de... O să vă povestesc probabil primul vlog, primul video postat în 2023 va fi despre chestia asta, despre schimbări, dorințe și nebunii. Asta voiam eu să vă spun. N-am mai stat de vorbă cu voi ca lume, să stau să vorbesc cu voi. Am reușit să fac curățenie în baie, pot să mănânci de pe jos în baie, așa e de curat. Sunt foarte încântată, așa, numai când n-am reușit să le fac pe toate, am reușit baia să fac, să șterg oglinzile, să dau un pic cu aspiratorul pe hol, să pun la spălat, nu știu dacă am zis. Vreau să fac în seara asta, să mai fac ordine acolo la mașina de spălat și vreau să fac un pic de ordine aici, ca să-mi pregătesc mâine terenul, o să vă explic mâine ce și cum. Dar cam asta vreau eu să fac, mâine este duminică și nu vreau să fac în profunzime treabă, dar vreau să fac așa... Vreau să mă ocup de niște chestii, niște chichițe care îmi stau pe creier de ceva timp. Bun, haideți că vă arăt imediat cum arată cina noastră.
cina noastră, a mea și a soțului și eventual a copiilor. Și după aceea nici nu știu ce o să facem. Ah, deschidem cadouașele copiilor, adventul, și ce mai facem, nu mai știu ce mai facem. No, bun, haideți că ne auzim puțin mai târziu. Până e gata mâncarea, vreau repede să strâng de aici, să le pun pe toate la locul lor. De ce? Dar de ce s-a întâmplat asta? Adică pe bune? Oh, mama mea! Revenind, că s-a întâmplat incidentul cu apa, să continuăm. Like a river in the dark, you steer me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Come one, come all. Cina din seara asta, pulpe la cuptor, cartofi la cuptor și aici am făcut un sos din iaurt grecesc, mărar, usturoi, sare și atât. Iar Tiara, ați văzut cât era porția și atât a mai rămas aici. Cred că i-a plăcut mult. 10. E ăsta de aici, de jos. A, bine, eu îl desfac. Așa. Așa. E un bădui! Ce fain e! Bravo! Acum deschide ciocolățica ta, stai să văd unde este 10. Asta! Așa e, mami, bravo! Ți-am zis că mâine vrei să deschidem ăsta. Da? Noua, uite aici, mama. Uite aici, Noua. Uite, Noua. Trage de asta. Hai, trage de asta. Hai. Vrei să te ajut eu? Da. Acum. Trage. Wow! Așa, ia să vedem, că am uitat. Da, eu să-mi pasă. Oh, da, mi-aduc aminte ce ți-am pus acolo. Ce acolo? Un creion. Un creion. Este un creion sau un pix, nu mai știu ce. Cu Mickey. Cum e, Noua? Te descurci? Nu se descurcă. Uite. L-am avut eu. Cu grijă, da? Să-ți placă la nebunie, Noua. O să-ți placă la nebunie, Noua. Ce acolo? Suc de? Mare! Suc de mere. Aveți grijă să nu se spargă, da? Da. Bine. Eu deschid. Hai că deschidem, mami. Vă plac? Da! Bravo! Acum... Uitați pe cine am boit și e foarte musucos. Da, este foarte musucos. A plâns în continuu. Nu-i place deloc la băiți în ultima perioadă. Uitați-l un pic. Îi spase, mă? Îi place la mami, dar în băieță nu-i spase deloc. Mă duc să-l îmbrac, să-l schimb, să-l cremuiesc și ne auzi puțin mai târziu. Busucosul. Busucosul, da. Oh. Avem deja numărul 1. Numărul 2. Aoleu. Numărul 3 așteaptă la ușă după Răzvan. Și gata. Și atât. Vrei să vorbești cu vlogul? O să deschid uitați. Voiam să vă zic că e cam gata și vlogul de astăzi. V-am spus deja că... Mami! Ai auzit să-l închid? Ce? Ai auzit să-l închid în casă că eu n-am închis? Voiam să vă zic că ați văzut deja și în titlu, v-am zis deja mai devreme că acest vlog este format din ziua 9 și ziua 10, suntem în 10. Și este 9 și ceva, am impresia. Trebuie băgați copiii la somn, uitați-l pe Noua. Trebuie băgați cei mici la somn și după aceea să vin în living să editez. Ai grijă la Noua! Hai, Noua, dă-te la o parte. Mă uită, îl dau eu mai o parte. Ia. Ca
cam asta e tot. Mâine ne vedem cu vlogmas numărul 11. Asta dacă voi face la fel, daily vlog. Dacă nu, ne vedem poi mâine. Nu-i așa? Da. Da? Da. De ce te uiți așa la mine? Mă iubești? Dor! Stai, stai, maschi-maschi. Maschi-maschi? Da, hai. Că trebuie să o aprind, da. Vrei să le mai zici ceva? Nu. Cum închizi vlogul? Închid. Ce vrei să zici? Ce vreau. Că ești super de frumoasă. Ești foarte frumoasă. Ne vedem? Ne? Vedem de data viitoare. Cu? Nou video. Lăsă-mi un care că ați fost alături de noi. Vă pupăm. Vă pupăm. Pa!